Sâmbătă, cu începere de la ora 11:30, se vor desfășura partidele etapei a 30-a, ultima a ligii a 4-a de fotbal Hunedoara. Decizia a fost luată de către Asociația Județeană de Fotbal Hunedoara, deoarece numele echipei campioane a județului trebuie transmis la Federația de Specialitate până în data de 7 iunie ora 16. Campioana județului Hunedoara este cunoscută de mai multă vreme, fiind vorba despre Retezatul Hațe, ca și ocupanta poziției secunde, Hercules Lupeni. De asemenea, indiferent de rezultatele din ultima rundă, CFR Simeria va termina pe ultimul loc. În ultima etapă se vor disputa următoarele jocuri: Retezatul Hațec CS Vulcan, Jiul Petroșani CFR Simeria, Inter Petrilea Universitatea Petroșani, Minerul Uricani Aurul Brad, Metalul Crișor Dacia Orăștie, CNS Cetate Deva Victoria Călan, Hercules Lupeni Aurul Certej, Șoimul Băița Gloria Giurgiu. Campioana județului Hunedoara, Retezatul Hațec, va juca în barajul de promovare, după toate probabilitățile, cu omologa sa din Arad, UTA Bătrâna Doamnă, partida urmând a se desfășura pe 21 iunie de la ora 17 la Lugoj. Dar până atunci, microbiștii hunedoreni pot urmări finala fazei județene a Cupei României, care se va desfășura miercuri 11 iunie de la ora 17 pe stadionul CFR din Simeria și va opune echipele Retezatul Hațec și Universitatea Petroșani.